sale două penale de stătea pe bancă. De ce crezi că au ieșit alea dacă nu s-a găsit două penale? Sau un penal? Și asta? Da, și asta e ceva neregulă cu Iasoca. Fusta aia care se tot ridică și frizele alea mari. Și pielea ciocolatului. Cine mai ședință în priză? Ai observat de tare asta? Bă, am avut decât una și nu știu cum e. Dar eram beat rău și nu mai am dat seama de că... Să aveam și prezervativ și era totuși foarte calm. Eu trebuia să am pentru că a făcut să vreo 1500 de... Kilometri. Cam așa. Garduri. Ce înseamnă o femeie care s-a născut în Timișoara și m-a făcut în Baia Mare? De acolo până acolo, am înțeles. A rupt. Da, nu știu, eu când mă însor, aș vrea una cu foarte puțin kilometri. Cât mai puțin posibil. Nu, no, nu mă interesează kilometri. Nu mă interesează maxim. Nu, frate, să fie spălate cu săpun. Toate sunt spălate, nici una de asta. Trebuie să aibă și puțin kilometri, neapărat. Nu știu, maxim 2, 3, 4 puri la toată viața ei. Uite, uite-o pe asta, cum poartă câinele în copilul în lesă. Unde poartă copilul? În lesă. A, dă-te-mi până la mea. Mă, mare copilul lesă, ești prost, dar unde e legat de asta? Până la mea e legat de grupă, până la mea. A, nu, vede. Ai un balon, nu e copilul în lesă. Dă-te-mi iluzia. Nu vedem de tine, draga. Câte picioarele are, dacă ne mai uităm mult. Ne spargi. Aaa, uite-o pe asta mică. Nikita biciclista. Care e gagică dintre ăștia, da? Mă, mult stigam pe aici, să-mi văd. Ție îți place de ei așa, să-i suporti? Mă, nu am nici plusuri, nici minusuri. Adică am învățat de mic cum să tratez cu ei și... Păi și eu sunt învățat cum să tratez cu ei, dar sunt scolor și chiar și așa. Nu mă afectează, nu mă interesează. Mediu. Trebuie să mergem de aici? Unde pula mea să mergem? Pe casă. Hai. Mi-asum. Da, mă, pe mine trebuie să-mi asum, că eu sunt cu tripuri de-astea. Frate, nu vezi că filmez bicicliști? Eu te frate, doi oameni, cum să dau cu bicicleta? Unul cu trotineta. Dar ai copil, nu? Uite-le pe astea două. Păi și el nu e om. E și el. Trebuie să iau, mă, cursuri de filmat. Trebuie să iau cursuri de filmat. Da, să fie predate de o gagică.